Găsesc în așa număr mare, văd bun prieteni, vechi prieteni și noi prieteni și sper să vă distrați de minune. Am pregătit o ediție un pic specială de data aceasta. Muzică interbelică pe fundal. Îi place al dragostei meu. Un pic. Nu, nu trebuie să. Nu. Liviu Talu îi place muzica și atunci el vrea să-și facă prezentarea pe muzică. Ce vreau să vă spun e că această ediție a 62-a va fi un pic specială, în sensul că vrem să facilităm networking-ul, comunicarea între noi, vrem să fim mai flati, așa, mai iubitori, da? Nu vreau să fim hateri, pentru că adesea în industria noastră și nu numai în industria noastră per se, ci în marketing digital, în online marketing, apar tot felul de discrepanțe la nivel de păreri. Și atunci vreau ca lumea SEOPPC să fie un loc în care să ne simțim bine, ne simțim ca între prieteni. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Felicitări, Olivian, felicitări echipei care a lucrat la acest eveniment, ca acest eveniment să aibă loc. Mai mult decât atât, între cele două prezentări, ale lui Liviu și al lui Gabi, vor fi 15 minute de networking, în care sper să vă împrieteniți și mai mult sper să vorbiți și să, na, eventual să creați parteneriate, știu eu, să fie astfel un trip și mai unit. Da? Citându-l pe Seth Godin, na, cel mai iubit autor al Olivier. Vreau să vă spun că, înainte de a prezenta speaker și a lăsa microfonul la Liviu, să vă spun despre Google Analytics, motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi aici, vreau să vă anunț că există o poziție pentru Search Engine Marketing Specialist la un client. Vrea să angajeze, nu vrea să externalizeze serviciile, deci oricine are serviciile de Search Engine Marketing, SEO sau PPC Marketing pe partea de Google AdWords, nu că n-ar fi binevenit, doar că nu cred că ar fi complet potrivit pentru acest client, dar cine vrea să înceapă și să își construiască o carieră în zona de Search Engine Marketing și are cunoștințe medii și în zona de Search Engine Optimization și în zona de Google AdWords, partea de căutare, bine, și cu Google Display Network, adică dacă face și campanie de display, nu-i rău. Dar important ar fi să știți partea de Keyword-Based Advertising. Există această poziție disponibilă. Cineva, un bun prieten, m-a anunțat în seara asta, deci pentru detalii vă pot... Nu este la Web Digital, este la un client care e independent, să spunem așa, nu are legătură cu... Nu e o agenție, din câte știu. La Web Digital... De mâine la mea. La Web Digital există însă un internship, wintership, îi spunem noi, internship-ul de vară, de iarnă, și așteptăm noi tineri specialiști care vor să dezvolte în zona de PPC marketing. Bun. Bine ați venit încă o dată la ediția 62. Ne-am pregătit aici lucruri pe care să nu le uit. În luna decembrie va avea loc o ediție, deci să veniți și în luna decembrie. Ediția din această seară va fi transmisă pe Radio Links, deci dacă doriți și aveți bunăvoința și merge internetul, vă rog să dați share, like și tot așa pe rețele sociale. Să urmărească și cei care sunt în Timișoara. Timișoara, te iubesc! Am fost în Timișoara acum vreo două luni și m-am distrat extrem de tare cu echipa de la X3. Speakerii din această seară, Liviu Talu și Gabi Nistoran. A venit și Gabi. Bine ai venit, Gabi. O să ne povestească despre Google Analytics pentru e-commerce. Și sper că o să ridic o provocare. La un moment dat un client mi-a trimis un mail și m-a întrebat următorul aspect. Doamne, dacă am 6 sticle într-un box și prețul sticlei este diferit atunci când e cumpărat la box față de prețul unitar, cum fac setările în e-commerce astfel încât să poată fi afișate separat? Dacă vă gândiți să pună două SKU-uri, asta a fost și sugestia mea, nu e soluția asta. Nu știu soluția, asta e soluția pe care am dat-o eu. Sper că poate până la sfârșitul ediției de astăzi să găsiți și o soluție. Sau să găsim împreună o soluție. Trebuie să ne gândim. Acum eu m-am gândit chestia asta, deci nu știu cât pot eu să mai îmi aduc aportul. Așa un alt site. Special pentru asta. Nu știu, dacă e cea mai simplă soluție. Nu, Liviu, da? Ne gândim? Hai că îți dau și ție microfonul, fii atent. Hai că mie îmi place microfonul ăsta, că e mai mic decât la Orange Concert Store, deci până la urmă cred că e rău spre bine. Mulțumim Radio Links, mulțumim Club Prometeus.
Mulțumim două parale, SEO Monitor, Web Digital, Digital IQ Ads, SigmaNet și Traffic.ro pentru susținere. Bun, gata. Am vorbit mult prea mult, Liviu. Vrei să zic soluția la problema cu sticla? Te rog, adică dacă zici din prima, mai bine mai lasă să gândească un pic. Google ia ceea ce îi zici tu, adică el efectiv tu îl instruiești ce să facă, el nu gândește la nivelul ăsta. Dacă îi dai într-o comandă preț pe sticlă și trimiți un preț, ia un preț. Dacă ai o comandă cu 6 bucăți și este alt preț, el ia alt preț, SKU rămâne pe loc și știe să calculeze și un preț mediu, dacă asta vrei la un moment dat să vezi. Par exemplu. Corect. Întrebarea e ce se întâmplă dacă vreau să stabilesc care sunt câte pax-uri a vândut. În cazul ăsta, deci tu vrei să vezi de câte ori s-a vândut câte 6. Poți face. Cu șanse cu preț fix. Mă mai gândesc un pic să... Ok, ok. Mai bine, mai lăsăm pe Liviu să gândească. Până atunci poate ne povestești un pic despre prezentarea pe care ai făcut-o pentru... Încerc să vă prezint. Ok.